many times you told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to... Cei care sunt plecați de lângă dumneavoastră de mulți ani, nu uită casa în care au crescut. Nu uită femeia care le-a educat și le-a dat ce este mai frumos în viața aceasta. Viață. Cea care i-a purtat 9 luni sub inimioara sa și cea care i-a lăptat la sânul său. Mamă, ce cuvânt frumos! Dar parcă e simplu. Dar nu este așa de simplu să iubești o femeie la depărtare. Dar dacă mulți ani în urmă o femeie a plantat dragoste, înseamnă că tot ce este departe se mulțește. Astăzi vorbim despre o femeie care întinerește în fiecare zi, fiindcă viața ei a îmbogățit-o cu oameni frumoși. În primul și în primul rând, l-a îmbogățit pe el, cel îndrăgostit de dumneavoastră de 43 de ani, cel care vă mulțumește pentru faptul că atunci, odată, v-ați uitat la el și atunci când v-a întrebat, vrei să fii soția mea? Pelaghei a zis, da. Au trecut din acel moment 43 de ani. Cine era să-i spună acelei fete, fată mare, încă inocentă, câte greutăți era să vină în cale, câte erau să se spună așa pe suflet și câți copii era să aducă pe lume. Inima ei, pe parcursul anilor, a fost împărțită în 4 și după au venit alți copii frumoși în curtea sa. Astăzi vorbim despre faptul că sunteți o femeie excepțională. Sunteți soție, sunteți mămică, sunteți bunică și să fie Dumnezeu blajin cu voi, să vă bucurați să fiți și străbunică și, bineînțeles, străbunică. Astăzi însă veți primi multe cuvinte de laudă. Eu aș vrea să încep cu mulțumesc. Draga, scumpa, iripetabila noastră mămică, astăzi ne închinăm în fața ta pentru toate lacrimile care au fost scurse odată pe obrazul tău, pentru toate chinurile pe care le-ai avut atunci când ne creșteai, pentru faptul că nu de fiecare dată te-am înțeles, nu de fiecare dată te-am jelit, însă atunci când am crescut, am avut și noi acele greutăți, am înțeles cât de greu ți-a fost. Mamă, îți mulțumim pentru că ești parte din copilăria noastră și atunci când suntem deja mari, maturi, pentru tine rămânem tot aceiași copii care, parcă nu de mult, alergam desculți prin curtea ta. Mamă, îți mulțumesc pentru obrajii tăi, care poate uneori au roșit pentru noi. Și poate că au roșit și de mândrie. Astăzi, mamă, îți mulțumim că de fiecare dată când am ajuns în fața ta să cerem ajutor, mama a zis, vă ajut. Mama ce a făcut atunci când cineva a venit la ea și a zis, mamă, avem nevoie să stai cu ai noștri copii. Mama ce a zis? Voi sta, voi împrumuta acel statut de mămică înapoi de la soartă și voi deveni pentru ei nu bunică, ci mama adevărată. Astăzi, de departe, ei toți stau la o masă și ridică un pahar de tărie, așa cum făceau mulți ani în urmă când încă erau acasă, pentru sănătatea unei singure femei, cea care i-a dat viață. Eu astăzi vreau să vă întreb, cine sunt acele suflete frumoase de parte de dumneavoastră? Cei plecați de mici de acasă, cei care și-au croit o soartă și nu uită niciodată drumul de care am început a trăi viața. Cum se numește cel mai îndrăgostit bărbat? Hai să-l numim! Cum e? Andrei. Așa, al doilea bărbat îndrăgostit, cum îl cheamă? Vasilică. Vasilică, o fată mică inocentă, dar foarte dreaptă, fiindcă știe că mama e cea mai frumoasă. Cum se numește? Elena. Elena Floare Givaier. Iar bărbatul care vă spune mulțumesc pentru 43 de ani de când sunteți împreună, cum se numește el? Gerin. El e cel mai pasional. Acum despre Andrei vorbim. Andrei o are pe Rodica Eminesceană. Elena îl are pe Vagan, iar Vasile o are pe Inuța. Toți ei astăzi se închină în fața voastră și vă spun mulțumesc. Iar toți ei au mai făcut și copii frumoși. Toți frumoși. Hai să-i numim pe toți, bine? Andrei și Rodica au făcut câți la număr? Hai să-i numim. Dumneavoastră îi numiți. Dumneavoastră îi numiți. 4. Așa, cum îi cheamă? Andreana, Ion, Andrușa și Sofia. Câți dintre ei ați crescut dumneavoastră? Andreana și Ion. Elena, vreau să vă spun mulțumesc și pentru fiicele ei. Cum le cheamă? Ana Maria. Ana Maria. Și
Uite, Ana Maria de la 1 și 3 luni o cresc și uitați-vă cât e de mare. Cât e de mare. Ina și Vasile îl are pe cel mic. Cum îl cheamă? Colic. Anișoara este căsătorită cu cel mai mândru bărbat din lume. Cum se numește el? Victor. Victor. Și câți copii are Anișoara? Două fete cu ochi. Cum le cheamă? Victorița și Mariana. Fetele? '61 de ani în urmă, într-o localitate mică, în Zaim, s-a născut o fetiță. Una singură, numai una. Dar de la ea au pornit 19 oameni fericiți. Un bărbat îndrăgostit, 4 copii, oameni îndrăgostiți de copiii săi și nepoții. Prietele mele, aici avem 19 trandafiri. De la fiecare om care vă spune astăzi mulțumesc pentru sănătatea voastră, viața voastră, libertatea, severitatea cu care i-ați crescut și, bineînțeles, munca depusă de dumneavoastră pe parcursul anilor. Fetele mele! Draga noastră, mămică, astăzi pe masă vei avea tot ce este mai gustos. Pentru noi însă rămâi cea mai bună gospodină, cea care ne așteaptă acasă cu zeamă de găină. Așa te vrem, dragă mămicuță, mânuțele tale să fie trudite, dar și să fie mângâiate cu dragoste de noi. Astăzi, tortul acesta reprezintă o inimă imensă, una mare, cea din care facem noi toți parte. Cei care suntem departe, dar aproape cu sufletelul de tine. Acest tort este pentru dumneavoastră, din partea copiilor, cu un răvaș, unul simplu, foarte mic, dar atât de important pentru o mamă. Fiindcă nu contează numărul copiilor pe care îi aveți, contează cine își aduce de mama în acea zi unică din an când ea așteaptă. Mulți ani, scumpă mamă. Nu sunteți mamă, sunteți scumpă mamă. Numai mamă nu poate fi o așa femeie. Scumpă mamă. Fetelor, noi aplaudăm, dar noi oferim tortul. Ia așa! Și știți câte kilograme are tortul? 4 kilograme. Pentru fiecare copil câte un kilogram, să știți. Mai trebuia să mai faceți, încă unul să fie un număr rotund. Atâta ne-o dat Dumnezeu. Așa, și să știți că aici aveți 5 flori. Știți de ce? Fiindcă copiii fără mamă n-ar fi existat să fie fericire. Să-mi trăiască mult, să-mi trăiască la mulți ani. Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască la mulți ani. Bunica să trăiască, bunica. Gânde izboare, lacrimile sub mărgăritare, dulce al meu cânt, vis și iubire, sfânt legământ, între suspine, frumoasă mea mare. Creația Domnului, nemuritoare, frumoasa mea mamă, rază de soare, creația Domnului, nemuritoare. Thank you.
Maria Domnului, nemuritoare, frumoasa mea mamă, rază de soare, creația Domnului, nemuritoare, frumoasa mea.